Alena Muna a apărut în fața publicului și a interpretat timp de 2 ore piese legendare, dar și din propriul repertoriu. Este o seară cu muzică live, acustică, o seară ca între prieteni. Între soare și roze, nasi de culori, dar noi vedem doar noi. Amintiri despre noi, înșiratam pe voi, apoi ne-am distrus amândoi. Are o voce superbă, arată bine, de ce nu? Foarte super, cântă live. Alena a mai povestit echipei Promotime despre experiența și trăirile ei de la Vocea României. Acolo am trăit o parte din viața mea foarte frumoasă, unde am învățat foarte multe lucruri. Am învățat ce înseamnă show business cu adevărat. Eu nu planific să mă mărit. Totul vine la timpul lui. Spectatorii au pus la cale și o provocare, iar artistei i s-au alăturat Pașa Parfenii și Nicu Țărnă, într-o interpretare deosebită și un trio după o piesă arhicunoscută de la noi. Într-adevăr, vocea ei te provoacă la niște sentimente și probabil asta este cel mai important pentru un artist. Muncitoare, sârguincioasă, foarte talentată și i-aș dori un singur lucru, mai mult repertoriu propriu. Cover-urile sunt foarte bune, frumoase, le cântă foarte bine, dar totuși vreau să văd mai mult Alena Muna, ea. Eu am venit să o ascult, am venit să o văd, suntem prieteni. Și îmi place foarte mult ceea ce face, dar a fost o improvizație, da, mă rog.